Controlul din 17 august de pe șantierul liceului s-a lăsat cu scântei. Marius Lixandru, directorul ITM, susține că directorul instituției nu i-a lăsat pe inspector să-și facă treaba, știindu-se cu musca pe căciulă. Pe șantier lucrau, în afara devizului de lucrări, 4 salariații ai liceului aflați în concediu. În cauza a fost sesizat și biroul de investigare a fraudelor. De ce credem noi că a avut această reacție directorul instituției de învățământ? Datorită faptului că în interiorul liceului, 4 angajați ai acestui liceu desfășurau și ei lucrări de amenajare a liceului. Se pare că cei 4 lucrători erau în timpul concediului, iar lucrările care le amenajau în cadrul liceului se efectuau în afara programului și în afara devizului de lucrări. 5 din cei 11 muncitori ai societății care executa lucrări nu aveau contracte de muncă. În cauză nu s-a întocmit dosar penal pentru că legea prevede acest lucru în cazul descoperirii a cel puțin 6 persoane ce muncesc la negru. La societate au fost identificate 11 persoane care desfășurau activitate. Se pare că din cele 11, 5 erau fără contracte individuale de muncă.